O angajată, șefa Serviciului de Prevenire a Separării Copilului de Familie, ar fi vândut un bebeluș pentru suma de 10.000 de euro unei familii din Ilfov. Copilul care ar fi fost vândut provine dintr-o familie vulnerabilă, cu posibilități reduse. Mama a cerut plasarea sa în grija DGASPC, sectorul 4, chiar înainte de a-l naște. După ce bebelușul a apărut pe lume și a ajuns în grija autorităților, șefa Serviciului de Prevenire a Separării Copilului de Familie l-ar fi plasat unei familii din Ilfov, dar fără ca mama să știe și fără acordul său, așa cum spune legea. Se pare că la mijloc ar fi vorba și despre bani. 10.000 de euro ar fi plătit familia din Ilfov șefe de la protecția copilului. Tot atunci a început și poliția o anchetă. O echipă de jurnaliști a mers la sediul instituției pentru a solicita un punct de vedere, însă autoritățile au refuzat. Oamenii de acolo cunosc cazul, dar spun că n-au dreptul să-l comenteze, iar Ministerul Familiei spune că n-are nicio competență asupra angajaților acestor direcții. Copilul este acum împreună cu fratele mai mare, însă în grija asistenților de GASPC, pentru că mama nu are posibilitatea de a-l crește. Fostul vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului spune că astfel de cazuri au fost semnalate în mai multe județe. Situația copilului care a făcut subiectul incidentului apărut în spațiul public a rămas în atenția instituției noastre. Întrucât mama copilului a solicitat ca aceasta împreună cu fratele său mai mare să fie preluați de către DGASPC, sectorul 4, pentru a respecta întocmai interesul superior al minorului, ci doi copii se află în grija angajaților instituției noastre. Începând cu luna mai a anului în curs, se arată într-un comunicat al biroului de presă al sectorului 4. Infracțiunea pentru care este cercetată femeia, intermedierea adoptării unui copil în scopul obținerii de foloase materiale și se pedepsește conform articolului 107 din Codul Penal cu închisoare de la 1 la 5 ani, relatează PrimaNews.ro.